Pot să vă spun că la ora actuală suntem în calendar și avem aproximativ 1000 de proiecte primite de la unitățile administrativ-teritoriale pentru o mai bună punere în valoare a turismului din România, pentru că fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să vină cu obiectivele strategice pe turism să și le pună în valoare, pentru că el știe cel mai bine ce vrea să promoveze, n-are cum să știe cel care este la Ministerul Turismului și conduce această instituție publică. Și ar fi un prim pas în care, într-adevăr, iarăși demonstrăm că pentru noi, România, turismul reprezintă o prioritate națională și va trebui să devină o prioritate națională într-un mod destul de relativ, destul de rapid. Avem, bineînțeles, să venim și cu, într-un viitor nu foarte îndepărtat, venim și cu niște măsuri în ceea ce privește partea de a crește un incoming în România, inclusiv putem discuta despre niște facilități fiscale care au fost pornite tot de guvernarea trecută, de guvernarea din care am făcut parte, în perioada 2012-2015, măsuri de facilități fiscale, privind facilități fiscale în domeniul de activitate, s-a fost redus TVA-ul la 9%. În foarte puțin timp, în aproximativ 2-3 săptămâni, am venit cu un program care este trecut inclusiv în programul de guvernare la capitolul turism. Este vorba de programul național, primul centru de agrement, în care vrem în anumite zone ale țării să creștem perioada activității, în sensul în care se va oferi garanții de stat în aproximativ în valoare de 80%, în procent de 80%, dar nu mai mult de 1 milion de lei pentru construcția de centre de agrement. Centre de agrement care să aibă sub o construcție închisă, bineînțeles, să aibă o piscină, o saună, să fie un centru spa, sală de forță, masaj și alte activități de agrement, pentru că în momentul în care ai o vreme neprielnică, este o vreme urâtă afară, să poți face și altceva. Eu cred că sunt multe de făcut și cred că se pot dezvolta foarte multe afaceri și chiar foarte multe investiții în turism prin parteneriatul public-privat, chiar dacă vorbim de o investiție străină sau chiar dacă vorbim de o investiție românească. Este în turism, să știți că a rămas foarte mult loc de investit. Este un domeniu de activitate foarte dinamic, extrem de dinamic, nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional, dar în România aș putea spune că poate să fie un domeniu de activitate să aibă o explozie la un moment dat, pentru că mai sunt multe de făcut. Că aici vorbim de la domenii schiabile, în care într-adevăr suntem încă în construcție și cred că printre niște sisteme de parteneriat public-privat atunci putem să dezvoltăm mai mult acest domeniu de activitate.